Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii noastre de ale Buzoienilor. Ca de obicei, v-am pregătit și pentru astăzi mai multe subiecte, toate de interes exclusiv local. Haideți să vă prezint subiectele de astăzi. O să începem cu o informație care interesează mult special pe cei din Vadul Pașii, dar nu numai. Din câte se pare, avem această informație confirmată de președintele Consiliului Județean Buzău, domnul Emanuel Neagu, ba chiar și de domnul inginer Viorel Constantinescu, legată de podul de la Vadul Pașii. Informația nouă ar fi aceea că nu se va mai reabilita, nu se va mai moderniza vechiul pod, astfel încât să fie redat circulației rutiere, iar în aceste condiții se va trece la construirea unui nou pad, unui nou pod, în aval de actualul pod. Imediat o să vedem un material cu declarația, să zicem, oficială a președintelui Consiliului Județean, domnul Petre Emanuel Neagu. De asemenea, în această emisiune o să răspundem și solicitorilor dumneavoastră, ca de obicei, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă, diverse reclamații pe care dumneavoastră le-ați făcut aici la TV Buzău. Noi am mers pe fir și am încercat să obținem răspunsuri și eventual rezolvarea problemelor reclamate de dumneavoastră. O să avem o mică informație legată de Cașcarabet, aia reclamată de cetățenii din blocul ăla de lângă XXL. De asemenea, un telespectator insistă și ne roagă să rezolvăm o problemă de la intrarea în Buzău, de pe Bulevardul Unirii, acolo unde zici că locatarii ne-am săturat de miros de pipi și de mizerie, așa zic locatarii de acolo. Imediat o să vedem niște imagini sugestive. E vorba de, în câte înțeleg eu, autocarele astea cu cetățeni români care vin din străinătate, după la Brăila, Galați, sau trebuie să ajungă și vin din Spania, din Italia, din diversele țări ale Europei, iar călătorii din aceste autocare coboară aici lângă OMV și fac pipi, din câte înțelegem, pe gardul locatarilor. Să vedem și mizeria pe care o lasă în urmă. De asemenea, o să discutăm puțin despre tensiunea maximă prin care trec în aceste zile polițiștii locali. Din informațiile pe care le avem noi, ar fi venit acea celebră organigramă, da? Organigramă mai suplă cu 300 de posturi de polițiști locali. Am primit și în emisiunea de ieri numeroase SMS-uri, ba chiar și după terminarea emisiunii îmi spuneau polițiștii locali prin ce situație dificilă trec în aceste zile. De asemenea, au solicitat telespectatorii noștri sau au reclamat mai degrabă faptul că în orașul Buzău, în vreo 2-3 locuri, s-au săpat gropi pentru montarea celebrelor platforme îngropate și gropile astea, din câte înțeleg, mai au puțin și fac sau împlinesc 2 săptămâni. A și plouat, există un real pericol ca, așa zic telespectatorii, ca anumiți tineri, copii, bătrâni neatenți să cadă în gropile respective. Astăzi l-am întrebat pe directorul RER Ecologic ce se întâmplă cu aceste gropi. De asemenea, o să vă prezentăm câteva imagini cu o transformare spectaculoasă a unui mic pârâu. E vorba de pârâul Nișcov. Da? O să vedeți o imagine de astăvară când pârâul ăsta aproape că nu mai exista, se case, da, și cum arăta astăzi, da, după ultimele ploi, după ploile din ultimele 48 de ore. De asemenea, tot așa dumneavoastră ne-ați rugat să rezolvăm împreună cu autoritățile locale problema unei stații cu copertină la Vadul Pașii, da? Despre lucrul ăsta am mai discutat în urmă cu o lună aici la emisiune. La momentul respectiv am primit promisiuni că se va rezolva această problemă. Iată că au trecut zilele și nu s-a întâmplat nimic. Astăzi am sunat și noi din nou și am primit o nouă promisiune.
Avem și niște imagini spectaculoase cu un titlu de genul Buzăul, oraș european. O să vedeți puțin mai târziu despre ce este vorba. Despre examenul susținut astăzi de directorii plini și adjuncți sau pentru obținerea posturilor de director plin și adjunct de la școlile și grădinițele din Buzău, dacă ne mai rămâne timp și nițică politică. Haideți să vă prezint și invitatul meu din această emisiune. Este vorba de domnul profesor Mircea Costache. Vă salut, domn profesor, mulțumesc frumos pentru prezență. Bun, primul material din această emisiune este cel legat de podul de la Vadu Pașii. Pare să că ceea ce a spus Emanuel Neagu în urmă cu vreo două luni, că podul vechi nu se va mai reface și că va fi nevoie de construcția unuia nou, se va întâmpla. Așadar, domnul Neagu pare că a avut dreptate, dar haideți să urmărim acest material. Se va face un pod nou la Vadu Pașii. Actualul pod, monument istoric, va fi lăsat în conservare. Președintele CJ Buzău, Emanuel Neagu, a anunțat azi că specialiștii din Ministerul Culturii l-au anunțat verbal că nu se va acorda aviz pentru modificarea podului vechi proiectat de celebrul Angel Saligny. Ministerul Culturii nu dă aviz, nu neapărat din cauza birocrației. Sunt cutumele care sunt și Ministerul Dezvoltării, Ministerul Culturii nu dă aviz. Nu am decât răspunsul verbal. Eu am fost, am depus documentele și bineînțeles că am stat de vorbă, dar trebuie să-mi vine hârtia oficială. În aceste condiții, Consiliul Județean a început demersurile pentru ca banii alocați modernizării vechiului pod să fie redistribuiți construirii unuia nou. El este în Programul Național de Dezvoltare Locală. Un alt pod îl fac dacă am obținut verbal, dar trebuie să-l obțin și scris, răspunsul în care viitorul pod, că ăla va fi un viitor pod, va rămâne în program. Specialistul buzoian în poduri, Viorel Constantinescu, deține și el informația că Ministerul Culturii nu va acorda aviz pentru modernizarea vechiului pod. Inginerul buzoian avertizează însă că un nou pod îl va surpa pe cel vechi. Ăștia de la Ministerul Culturii s-au opus soluției respective. Asta cu nouul e foarte complicat pentru că orice lucrare pe care o faci în aval presupune că cel din amonte o ia la vale. Ăsta și așa stă prost cu partea de pile, de picioare, și deci nu se mai prezervează ceea ce a fost. Răspunsul oficial și final de la Ministerul Culturii este așteptat în termen de 15 zile. Da, cred că mai degrabă este o veste proastă pentru buzoieni, faptul că nu se va mai reface vechiul pod, monument istoric, da, proiectat de celebru inginer Saligny, și se va merge pe varianta construirii unui alt pod, da, în aval de podul ăsta. L-ați văzut și pe domnul Viorel Constantinescu zicând că ar putea să fie chiar o problemă pentru vechiul pod, întrucât noul pod îl va surpa în timp pe ăsta vechi, care e monument istoric. Astea sunt datele. Acum, evident, pe oamenii interesează foarte mult să poată circula pe un pod, indiferent că e nou sau vechi, dar vin să mă întreb și eu acum, oare câți ani vor mai trece până când se va construi nou pod? Domn profesor. Noi am discutat de foarte multe ori și de foarte mult timp și am pus chiar atunci problema, când se spunea că nu există avizele de la Ministerul Culturii, așa că, în principiu, este mai ieftin să construiești un pod nou sau o clădire nouă decât să faci restaurare operă de artă, restaurare monument de arhitectură, după desenele lui celebrului inginer-constructor Angel Saligny, așa, ca și la Tribunalul Buzău, unde lucrarea a costat foarte mult, pentru că e vorba de restaurare a unui, așa, de data asta e vorba de arhitectul Mincu. Așa, Tribunalul Buzău este monument de arhitectură, face parte din patrimoniul arhitectural național, ca și podul acela. Deci, perfect de acord cu dumneavoastră, domn profesor. Noi am spus, am dat soluția de atunci, că cineva care duce lumea cu vorba zeci de ani electoral și ar trebui să ia în calcul și posibilitatea construirii unui pod nou. Ce lipsește oamenilor pentru care vorbim noi?
pentru foarte mulți, din păcate, lipsește bruma de cultură generală, care să te facă să fii mai eficientă în orice domeniu ai lucra, trebuie o leacă de cultură, să nu ai viziunea vizuinii. E un roman de Marin Sorescu, Viziunea vizuinii. Mai exact la cine unii vă dintre... referiți, domn profesor? Cei care se ocupă de administrația buzoiană puteau fi mai receptivi de când am lătrat noi, de când au hămăit alții și să nu descopere acum, să nu descopere acum că știți, s-a adus aminte domnul Neagu că i-a spus lui cineva că ar fi mai aproape de realitate să se gândească la un pod Totuși, nou. Totuși domnul Neagu a fost primul care a zis lucrul ăsta. Când? În urmă cu vreo 2-3 luni. Noi vorbim asta de în urmă cu 2-3 ani. Și mai e ceva, domn profesor. Ce remarc eu. Nu e păcat că au trecut atâția ani, 5, 6, 10 ani, de când se tot discută despre refacerea vechiului pod și abia acum cei aflăm că, de care fapt, ne privesc Ministerul acum, Culturii auzi, nu dă avizul. O să ai o surpriză. Deja ai avut-o. Și o ai din ce în ce mai des. Sunt oameni care au fost în felul lor, cum au trăit, pe unde au trăit până acum, cum au fost informați sau dezinformați sau manipulați sau zăpăciți de cap, sunt încă oameni care ne privesc și care spun, dar de ce dracu nu le face Costache și cu Auraș, mă? Ei se duc și îl votează pe Neagu, ei se duc și îl țin în brațe și îi dau toată țara pe mână sau județul unuia și așteaptă de la niște amărâți de aici care deschid uși, ochi și ferestre pentru cei care vor să ne audă, că ne dăm și noi cu părerea. De cât înțeleg totuși, domn profesor, că vin alegerile acum la Vadu Pașii și nu se vor mai ține manifestații publice cu caracter politic, întrucât cei care le vor ține riscă să-și primească un carton cu ouă în cap. Podul de la Vadu Pașii nu era numai în serviciul locuitorilor din comuna Vadu Pașii. Există în județul Buzău, până la Robeasca, așa, toată comuna o suflare de multe localități, Săgeata e la fel de mare, cu o mulțime de sate, așa, și până la comuna Robeasca, spun, sunt atâția oameni interesați ca acel pod să fie redat circulației. Da, eu încă o dată și încheia primul subiect al emisiunii, zic așa și eu, de ce dracu ne-au trebuit atâția ani ca să aflăm acest lucru, că podul ăsta nu primește autorizație din partea Ministerului Culturii pentru modificare. Am vorbit aici, noi eu fac emisiuni cu tine de vreo 5 ani, nu mai știu. Am vorbit despre toate aceste lucruri și despre restaurare monument de arhitectură și despre posibilitatea să fie mai scump să restaurezi operă de artă decât să construiești din nou. În principiu. Așa, am vorbit aici noi despre necesitatea de a nu mai da avize să construiască localuri publice, restaurante, baruri, hoteluri, centre de afaceri, fără locuri, bănci, de parcare. Fără locuri de parcare. Acum vine un consilier local și noi batem asta la pampiu, că în toată lumea, eu dădeam un exemplu așa, dacă mergeau șpăgile în Occident, venea și Kauflandul cu proiectul fără parcări, că zicea, mânjim pe aia de drept. Cum au făcut toți aici. Dar aia săraci au venit din lumea aia de acolo, de unde nu concepeau să vină cu un proiect. Bun, aveau lecția învățată. Nu, veneau dintr-o societate unde regulile funcționează. Bine pusă la punct. Avem pe cineva. Acum pe fir, au descoperit unii, după ce lătrând ne-am tocit creierul aici, apa caldă, mersul pe jos și vin cu proiect acum de hotărâre în Consiliul Local. Mai bine mai târziu decât deloc. Foarte bine, dar să nu ne asumăm merite pe care nu le avem. Ne cerem scuze, am ținut un domn telespectator vreo 10 minute pe fir. Sperăm că mai este și ne iartă. Bună seara! Bună seara! Vă rog, spuneți! Bună seara, dumneavoastră și dumneavoastră, invitatul dumneavoastră, domn profesor. Bună. Domnule, două probleme aș avea și eu cu... Ziceți! Unul ar fi autobuzele astea doi. De ce Dumnezeu le duc până la unde vor să le ducă sau unde le-au dus pe cheltuiala noastră a buzoienilor și transportă locatare din comuna Mărăcineni? Ei nu plătesc impozit la primărie la Buzău, ei plătesc la Mărăcineni. Una la mână. Doi, oare șoferii, taxatoarele, motorina, cauciucuri și tot ce înseamnă de consumul unui autobuz le plătește buzoianul de rând și beneficiază altcineva de el? Am rugăminte la dumneavoastră să rămâneți pe fir. Întâmplător cunosc foarte bine această problemă și o să vă dau un răspuns chiar dacă nu va fi probabil pe placul dumneavoastră. Din informațiile pe care le dețin eu de la directorii Transbuz, ruta asta numărul 2 ar fi singura din orașul Buzău, atenție, care nu merge pe minus.
De ce? Pentru că sunt suficient de mulți călători din Mărăcineni care vin în Buzău, care, atenție, ăia din Mărăcineni, plătesc bilet. Comparativ cu cei din municipiul Buzău, unde circulă 80% pensionari care nu plătesc bilet, da? Ăia de la Mărăcineni, da? Da. Cetățenii de acolo care vin care în Buzău în și care lucrează în municipiu și fac naveta, ăia plătesc bilet. Deci ruta numărul 2 se autofinanțează și ar fi singura dintre cele 9-10 rute de care scoate de, bani. Care scoate bani. Nu iese pe minus din dar punctul ăsta de vedere. V-am înțeles. Dar autobuzele cu ce bani au fost achiziționate? Stai eu și mă întreb acum. Și aici mai e ceva de spus. Faptul că rovinieta celor 3-4 autobuze care circulă în momentul de față, atenție, este plătită de primăria Mărăcineni. Deci, cu ce au fost achiziționate autobuzele? Cu ce bani? Nu rovinieta. Rovinieta e 100 de milioane bani. S-au dat bani și n-a venit autobuzii deloc. E drept, au fost achiziționate într-adevăr cu banii municipiului Buzău, cu banii buzoienilor. Da? Dar să spunem și lucrul ăsta că ruta numărul 2 deservește și pe cetățenii municipiului Buzău. Cel puțin până la podul de la Mărăcineni sau și chiar mai mult de atât, sunt o mulțime de profesori care domiciliază în orașul Buzău, care vin și predau la cele 4-5 școli de pe raza comunei Mărăcineni și Săpoca, ba chiar mai multe astfel de școli. De ce nu face și pentru Vernești? De ce nu face și pentru alte comune? Există în studiu și asta. Există în studiu și asta, vă spune și domn profesor. Sunt privilegiați. Da, dar aici este o mică problemă. Domnul Toma chiar ține foarte mult să realizeze acest lucru, dar problema mare este distanța din municipiu până în comuna respectivă. Aici Mărăcineniu are un mare avantaj, faptul că nu există practic niciun fel de distanță între municipiu și comuna respectivă, doar traversarea podului de peste râul Buzău. În rest, imediat să preiau călători. Când până la Vernești sunt 6, 7, 8 km. Nu mi se pare corect din punct de vedere nici legal și nici... Până la Gălbinaș sunt la fel 7, 8 km. Până în partea stălată la Merei, dacă s-ar duce, la fel sunt 7, 8 km. N-ar fi economice. Ar fi foarte probabil în pierdere și mai e ceva. Comuna Mărăcineni are și acest avantaj că este o comună liniară. Învățam la geografie în clasa a 5-a. Da? Unde... să preiau călători de pe tot traseul, pe când celelalte comune din județul Buzău nu sunt liniare. Absolut, sunt înțelegi? De exemplu, Vernești are un sat aici, unul aici, unul aici și nu sunt pe linia de circulație. Da. Și a doua problemă ar fi cu parcări de cuplată. E foarte bine. De ce se deschide cutia Pandorei? Nu mai au unde să-și parcheze toți autobuzele? Să veniți la Crâng aici să vedeți autobuze parcate dimineața. Vă spun și numere de matriculare și așa. Toate firmele care au mașini în dotare, de ce le parchează la bloc? Să le parcheze, domnule, la, cum spunea domn profesor, ca o flandoare parcare. Da, domnule, și aici... Domnule, firmă de transport, duci, domnule, mașina la garaj. Pe ce ar însemna să venim toți cu mașina la servicii acasă? Da, și aici, dacă cumva colegul meu, Alex, mă poate ajuta, săptămâna asta, parcă am avut materialul, dacă nu cumva la finalul săptămânii trecute, nu mai mă ajută foarte bine memoria, cu acțiunea poliției locale îndreptată tocmai împotriva autobuzelor, microbuzelor ăsta de transport persoane, da, de dimensiuni mai mari, autobuzele. La pod la Drăgai că sunt platforme, sunt dube, sunt fel de fel de prostii, alea ce caută pe domeniul public? Din păcate, până în momentul de față, a existat o mare larghețe a domnilor de la poliția locală în a-i sancționa pe proprietarii acestor autobuze. Din câte am văzut în imagini, de săptămâna trecută, practic, putem să spunem că e momentul zero, din momentul în care polițiștii locale au început să-i amendeze pe proprietarii acestor autobuze, existând o hotărâre de Consiliul Local dată chiar în timpul mandatului domnului Boșcodeală, dar care n-a fost respectată până acum. Nici domnul Toma habar n-avea de hotărârea asta, da? Prin care proprietarii autobuzelor respective, mijlocilor de transport respective, pot fi amendați. Și abia de o săptămână putem spune că s-a început amendarea lor și probabil vor fi obligați în condițiile astea să-și mute autobuzele prin parcări private până afara orașului. Să dea Dumnezeu și mai vorbim peste o jumătate de an să vedem ce s-a rezolvat. Da.
Mulțumesc frumos pentru intervenție. La revedere. Dacă se rezolvă, măcar mă gândesc ca în zona pieții cu tarabe, din fața, din spate, dinspre Coronel Buzoianu, din Parcul Sfinții Îngeri, dacă cumva se rezolvă și în zona asta a parcărilor și mai evoluăm cu ordinea în oraș, poate va fi mai bine pentru toți, dar un început ne-a arătat că totuși se poate acolo unde alții nu prea puteau. În legătură cu parcările, te rog pe tine, că am văzut că superi oamenii, îi stresezi și n-ai voie să faci așa ceva, pe cuvânt. Așa, tot bați apa în piu mereu, dacă te prinzi în seara asta, nu știu ce să fac, dar așa? În serile trecute, așa, cu licitații, ca să bagi râca asta cu concurența, că cine are bani mai mulți, are pe dracu să le mai mulți, o să aibă la cimitir bani mai mulți. Deci chestiunea e următoare. Spun telespectatorii, domnul profesor, dau mesaje. Să-și scoată din cap toți și așa? Cetățenii și primăria noțiunea de licitații. Păi scriem proiect, domn profesor. Să scriem proiect pentru că e în dezbatere publică și eu sunt și eu public, da? Fără nicio licitație. Acum toate mașinile din oraș... Sunteți deci de acord cu licitația, domn profesor. Deci n-are de ce. Nici nu s-a practicat nici în alte părți. Chestia, nici în București. Bun. La ora asta, în orașul ăsta, există un număr de mașini. Un parc al orașului. De toate neamurile. Ele acum stau undeva. În orașul ăsta. Și nu se mută niciuna în afara orașului sau să mai aducă altele, dacă tragem niște linii, să facem o leacă de ordine cu aceleași mașini în același oraș, pe aceeași suprafață, în trepte, la blocul. Ți-a dat aseară cineva exemplu, domnul Auraș. Suntem 10 locatari, 10 apartamente și avem parcarea în față de 10 locuri. Și tu ziceai, da licitații, cine dă mai mult la cele bandiții, criminali, comuniști. Stai puțin. Dacă omul ți-a spus domn profesor, că au 10 oameni, locuri nu, și sunt 10 apartamente, nu ce treabă problem. Aveai tu cu licitația? Acolo nu e problemă, domn profesor. Dar ce facem cu blocurile, cum ne-a zis altcineva? Tu n-auzi că ți-a spus omul din blocul lui. Stați puțin. Domnule, locuiesc în micro 14. Păi da, dar ăla e un exemplu fericit, domn profesor. Păi tu vorbeai cu el atunci. Sunt și cazuri, da, alți telespectatori care au sunat sau au dat mesaje, așa, de cazuri nefericite, unde la blocul respectiv există 4 locuri de parcare. Ascult. Și sunt 20 de mașini ale proprietarilor de blocul respectiv. Într-o primă fază, orașul va fi liniat și compartimentat și distribuit cu parcări, numai în treapta întâia, acolo unde există locuri suficiente pentru toți locatarii. Când s-a luminat odată orașul, îți arată singur pasul 2. Singur se așează. Problema pusă de telespectator. În afară de faptul că pe măsură ce ai rezolvat treapta întâia, bineînțeles că studiezi mărirea numărului de locuri la parcare și rezolvarea temerea buzunărilor. În continuare. Temerea buzunărilor. Nu mai punem să nu mai pun rău înainte. Drobul ba, de sari. Auzi? Asta este sarcina mea, domn profesor. Dacă să se pun rău înainte. Ascultă-mă, dacă cumva o să cadă drobul de sari pe copilul din Albie. Cam așa o puneți. Povestea asta lucrând se numește prostia omenească. Corect. Hai să ieșim din zona. Ar fi o prostie omenească, domnul profesor, să se închirieze locuri de parcare, să se facă licitație. Nu se face licitație. Acolo unde n-are de ce. Acolo unde... Păi, domnul profesor... Păi n-are de ce. De ce n-are? Știți ceva? Da. În proiectul primăriei, așa, cred că scrie în 50 de locuri licitație. Da? În alea 10 pagini scrie de 50 de ori licitație. Cine băga cuvântul ăla acolo nu vrea să finalizeze lucrarea. Nu vrea este în momentul domnule, de față nu vrea scris. Să fac. Orașul, proiectul ăla îl discutăm. Orașul, eu te iau să te plimb în oraș, are foarte multe locuri cu locuri de parcare suficiente pentru toți locatarii. Trebuie numai o leacă de ordine ca tu să nu o tragi mâinile la încolo, poi mâinile dincolo, până toate zonele, te umbli ca un cap, ca o muscă beată, în loc să te duci la locușorul tău. Corect, în cazul în care ai acel locșor al tău. Da. Rămâne, sunt păreri divergente aici, domn profesor. Păi, misia mea este să nu se întâmple da, ca locatarii din același bloc să se certe între ei pentru un amărât de loc de parcare. București, sau să ajungă să liciteze pentru București, locul respectiv. Jumătate din ei au locurile de parcare și jumătate sunt tot pe domeniul public fără loc de parcare deocamdată. Pentru că s-au căsătorit mai târziu, s-au mutat mai târziu, s-au vândut, s-au mutat, au venit, n-au fost de la început acolo. Populația este în mișcare, nu este bătută în cuie. Bătută în cuie și nemișcat, nu te mai miști niciodată de la locul de veci. Acolo unde ai mușuroiul tău... Sper să aveți dreptate, domn profesor, da, să nu se ajungă la certuri între dacă face locatari întrepte în loc.
și calculat și gândit, să vadă lumea cât de bine arată într-o primă fază și ce bine e pentru cei care au reușit să o rezolve, ca să se străduiască cu toții, comunitatea, edilii, toți, să trecem la etapa a doua și a treia, să rezolvăm problemele, o să vezi cum merge. Da, corect. Sper să facă întrepte și nu deodată, așa, din topor. Da. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Domnul Deregă, spuneți. Aș avea și eu o problemă de reclamă. Tot țineți în brațe poliția asta comunitară. S-au făcut fel de fel de demersuri referitoare la o firmă de aici, după strada Filantropiei, care se numește Transexpress. Și au sediu pe strada Filantropiei, iar plecările autobuzelor le-au de la fosta piață sărac. Ei au garaj la fostul Vinalcol, la ieșire din Buzău. Și nu-și duc autobuzele acolo, pentru că ei vin și debarcă lumea în zona gării și rămân cu ele pe strada Scânteii, în loc să-și le reducă, să-și le tragă acolo până pleacă la următoarea cursă. Fapt pentru care îngreunează toată circulația pe strada Scânteii, fiind blocată de autobuzele lor. Nimeni, dar nimeni niciodată n-a luat măsură cu firma asta. Spune, domnule, du-te și două autobuzele acolo unde ai dumneata garajul la intrare în Buzău din Scânteii. Da, sper eu că și aveți dreptate. Nimeni n-a luat nicio măsură, cred că până săptămâna trecută sau la începutul acestei săptămâni. Nu, și acum, în momentul de față sunt autobuzii parcate pe stradă Scânteii care urmează... E o invitație pentru domnii polițiști locali să meargă acum, da, și să-i amendeze pe aia, pe proprietarii autobuzelor respective. Pentru că v-am spus, ei au garaj la intrare în Buzău dinspre spădarul fostul Vinalcol și ei nu-și duc acolo autobuzele pentru că e... E mai comod aici, da, aveți dreptate. Este un, cum îi spune, un consum de motorină în plus, adică o pierdere a lor. Da, poate reușește colegul meu Ale să găsească imagine ca să demonstrăm că s-a început în sfârșit a se face ceva și vis-a-vis de această problemă. Ca să intre din spregare pe Filantropie către să traversezi intersecția cu Scânteii, trebuie să ieși cu mașina până în mijlocul străzii, în momentul în care vine unul din partea stângă, că nu te poți asigura și te face praf. Corect. Din cauza microbuzelor lor, că blochează în totalitate și trotuarul și o parte din banda de circulație. Da. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție. În cazul în care, să zicem, nu se va rezolva această problemă, am rugăminte la dumneavoastră să reveniți și săptămâna viitoare în emisiunea noastră să ne spuneți dacă s-a rezolvat sau nu problema. Unul dintre avantajele în parcărilor individualizate, întrepte, așa cum am zis, este și faptul că fiecare când a primit licență de transport, marfă, persoane, de care mașinari, mai mari sau mai mică, de transport, nu persoane, nu mașina personală, așa, toți au, când au primit avize, au menționat acolo unde le este locul de parcare. Acolo a fost aprobat, pe ăla l-ai trecut în act, acolo să ți-o parchezi. Corect. Mesaje de la telespectatori foarte rapid. Locatarii se ceartă chiar dacă nu sunt locurile închiriate, pentru că ei au parcat acolo de 20 de ani. Zice cineva, eu zic că este cea mai bună idee cea cu închirierea pe care a avut-o primăria. Închiriere, da, dar am vorbit prin licitație. Închiriere directă. Da, fără licitație. Da. Are perfectă dreptate, domnul profesor, în legătură cu locurile de parcare, zice altcineva. În spatele blocului 24, strada Frăsineț, sunt două garaje fără autorizație la ITC. Dacă nu se strică, o să mai apară și altele, zice un alt telespectator, dar n-a venit mesajul complet. Premiul de excelență pentru noua maternitate, deși ea nu are parcare. Precum, sau situația identică și cu blocurile de pe strada Triumfului, de pe strada Soarelui, cine a aprobat așa ceva? Da, corect. Bun, mai avem un telefon. Cine a aprobat așa gratis? Știi? Da. Știi, toate aprobările astea cu descântec s-au dat gratis. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara. Ziceți. Referitor cu parcările, v-am deranjat și aseară. Da. Cu parcările din fața blocurilor. Da, exact. Nu ne-ați deranjat deloc, din potrivă, spuneți. Deci... Atâta vreme cât eu locuiesc aici de 45 de ani de zile și nu pot să parchez o mașină personală care eu am și plătesc impozit la primărie, taxă, de ce să liciteze locurile de parcare? Deci locuiesc de 40 de ani de zile, odată.
Și vin fel de fel de, din alte părți, cum v-ați spus și aseară, de la liceul sportiv, de la altul, la altul, la altul. Din alte blocuri, la 3, 4, 5, 6, 7 străzi. De ce să liciteze? N-am dreptul, are, eu să-mi pun acolo... Păi nu, dacă se va face licitație, domnul meu, dacă se va ajunge la această variantă, va fi doar pentru între cei din blocul respectiv. N-auzi că omul este chiar persoana care are 10 locuri în bloc de 10 apartamente? Domnul, nu v-a plăcut cum l-am bătut din cauza dumneavoastră, Pauraș? Mi-a plăcut foarte mult, cum i-a spus. Păi, una la sunteți mână. 10 inși, a spus dumneavoastră aseară. Și aveți 10 locuri la parcare. Unde e problema? Pe aici nu e nicio problemă. Dar, la astea 10 locuri de parcare, mai sunt și altele în plus. Mai sunt blocurile vecinii. Și vin și parchează. Mai sunt de elevi la... Nu, dar dumneavoastră o să aveți un număr acolo care vi l-ați adjudecat. Nu o să mai vină alții să mai parcheze la dumneavoastră la bloc. Închiriați un loc cu numărul dumneavoastră și veți trage întotdeauna acolo. Da, e un caz fericit ăsta, dacă e așa. Domnul profesor, mă scuzați, în afară de această treabă, problem cu parcarea. Am văzut aseară o problemă cu copiii ăștia, cu licei, cu baruri, cu băuturi, cu de-alea, 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 de-alea. Deci, ce vreau să vă spun? În alte țări, în afară, copilul când a plecat de acasă, a ajuns la școală, la liceu, că e maternel, zero, clasa primară, secundară, și când a ajuns la liceu, acolo... secretariatul respectiv, copilul a ajuns cu bine. Dacă copilul nu a ajuns acolo, secretariatul îți telefon acasă părintelui, unde este elevul cu tărică. Domnule, e malad, e bolnav, n-a ajuns, îl știu că l-am acasă. Și având în vedere că derbedei ăștia stau pe lângă barul și așa, ce fac secretarii școlilor, ce fac diriginții, ce fac... Dar vedeți și dumneavoastră că uneori... părinții copiilor respectivi sunt plecați la serviciu. Sau la muncă în străinătate. Sau la muncă în străinătate. Au telefon, le dau telefon pe mobil sau pe fix. Da, e în o variantă. Mă scuzați că vă rețin. În afară de acest lucru, fiecare copil, că până în clasa 11, 12, la liceu, au în rusac o mapă. O mapă cu două probleme, două chestii. Cu programa școlară, programa școlară pe tot anul, și cu niște înscrisuri unde spune copilul dumneavoastră astăzi n-a venit cu cutare. Părintele trebuie să dea răspuns, semnează, iar elevul prezintă mapa dirigintului sau profesorului la școală. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Aici s-a ajunsese la un moment dat, din cât înțeleg chiar și pe la anumite școli din Buzău, la o variantă din asta și mai modernă, cu un card din ăsta pe care elevul îl introduce la intrarea în curtea școlii. Și în momentul respectiv există și un program din ăsta informatic, părintele de acasă intră pe internet și vede dacă copilul său a intrat sau nu la momentul respectiv sau în dimineața respectivă la școală. Se mersese mai departe, la catalogul electronic, unde putea corect să vadă cu parolă, să nu intre alții acolo și note și tot. Și note și tot. Bun. Trebuie să prindem nițică viteză că avem multe materiale în emisiunea de astăzi. Întrebarea telespectatorilor din blocul ăla de la XXL cu cașcarabeta, da? Cu mașinuța respectivă. Bine, nu e cine știe ce, dar pe oamenii respectivi îi deranjează și încercăm să răspundem și noi tuturor. Asta e cașcarabeta. Au întrebat telespectatorii cine a dat aprobare pentru ca această cașcarabetă să fie montată în locul ăsta, pe trotuar. Și cu posibilitatea să tem cei de acolo din blocă atunci când se vor face mici șaorma. Ce să mai face pe acolo, pe la rulota asta, cetățenii din bloc vor fi deranjați olfactiv. Din informațiile pe care le-am primit oficiale din partea primăriei municipiului Buzău, cel care a dat autorizația este domnul viceprimar Andrei Neder. Da? Dacă nu este așa, domnul Neder ne poate contrazice. Chiar l-am sunat astăzi pe domnul Neder să-l întreb, dar n-a apucat, era prins într-o altă activitate. Din câte am mai înțeles, se plătește 1,75 de lei pe metru pătrat pe zi pentru cașcarabeta asta, ca să ocupe locul ăsta de aici, de pe trotuar. Se bat cap în cap două principii. Unu, să încurajăm activitățile economice mai mari, mai mici, că toate sunt aducătoare, mai dă unuia un loc de muncă, mai plătește ceva la primărie. Pe de o parte, să încurajezi agentul economic să-l ajuți cum poți. Pe de altă parte, venim cu interdicții. Ne-a sunat odată cineva foarte simpatic. Domnul profesor, noi suntem români, am mâncat și noi o friptură miroase de la ăla din curte. Și câteodată, sâmbăta, duminica, nu știu când,
Am face și noi un grătar, dar n-avem voie că ne amendează în fața blocului. Ăla de alăturea din curtea lui face, ne miroase, noi cădem pe jos. Dar noi n-avem voie în fața blocului, pentru că le dai miros altora și nu e civilizat și e interzis. Acum, de ce am interzis ca să scoată ăla săracul nea Ion Vasile, care ne-a sunat? Că avea și el poftă și nu poate să facă friptură în fața voi, dacă ăsta dă la 70.000 de blocuri mirosuri, de toate mirosurile lumii, care e burlanul ăla deasupra. Acum, haide să ne gândim cum facem, încurajăm agentul economic. Păi, unde îl încurajăm? Ne-l băgăm în bucătărie, supat acasă, găsim o zonă în care să poată să-și facă oamenii și grătar, cum fac ei de la Galați, că-i dădeai tu exemplu. Așa, că le-a găsit undeva un perimetru unde să vină cu grătarele, să-și coacă vinete, ardei, facă grătări, poate merge și cașcarabeta acolo, poate, știu eu, într-o zonă, una e Drăgaica, alta e Oborul și alta este o zonă de centru orașului unde noi le-am interzis să scoată grătarele, dar le dăm burlanul cu mirosuri de la așa urmă. Bun, deci domn profesor, dumneavoastră... Deci cineva trebuie să gândească, să găsească soluții cât mai raționale, pentru că toți suntem cetățeni și toți avem drepturi. Și comerciantul și locatul. Păi, dar vedeți că și aici lucrurile sunt împărțite. Pe de-o parte, proprietarul respectiv va zice, domnule, plătesc impozit la primărie și chiria... Mă interesează unde stă, și mă duc și îmi iau, că nu mă costă mult, așa, să fabric, să pun ceva din sodă caustică, otrăvuri. Mă duc sub geamul lui. Mă duc și fac la un abur acolo, studiez care-i geamul, dau și un burlan spre el. Domnule, înțelegeți că... Nu-i va conveni. Domnule, înțelegeți că traiul în comunitate implică reguli, rigori, bun simț, gândire de la cei care dau avize și aprobări? Da, mulțumesc frumos pentru părere, domnul profesor. Mergem mai departe, avem telefon. Da, luăm telefonul și trecem după aceea la cea de-a doua sau a treia reclamație a telespectatorilor din această emisiune. Bună seara! Bună seara! Spuneți! O întrebare aș avea și eu pentru domn profesor. În principiu sunt de acord cu, cum a spus dumnealui, cu locurile de parcare. Așa. Cu închirierea lor. Însă... Nu, nu. A, închiriere, da. Închiriere, da. Să lăsăm pe domnul într-o primă treaptă, dar fără licitație, că ne-ați zăpăcit aici da, orașul. Da, nu, ce vreau să vă întreb. Da. Adică ce situație se poate crea? Eu stau în blocul P6A. E un bloc cu două scări. Deci asta înseamnă că am vreo 80 de apartamente. Deci 80 de... Așa. Hai să spunem că nu toți au mașini. Dar spațiul nostru este foarte restrâns. Sunt așa, deci... În porțiunea, cum a spus dumneavoastră, că ce aparține blocului. Deci, blocului nostru îi aparține cam în jur de 20 de locuri de parcare. Ce facem în situația aceasta? Mulțumesc frumos pentru ajutor, domnul meu. Părerea mea acum este, să-l văd pe domn profesor. Părerea mea este că asta nu poate să intre la treapta întâia, ca să dăm un model, să vadă lumea cum e și să se lumineze. A, deci nu e bun proiectul. Deci, ba da, e foarte bun, dar el trebuie... Dar nu se poate aplica. El trebuie aplicat în trepte. Și aici trebuie văzut unde se poate identifica creșterea numărului de locuri de parcare. Au sacrificat unii spații verzi, zonă verde, ne-a luat oxigenul, ca să pună niște, cam față la cec, niște betoane ordinare care nu înseamnă nici gazon, nici suprafață utilă. În altă parte au băgat spații comerciale. Cum a găsit un loc șor între două blocuri? Pac, au trântit acolo de o afacere. Deci, dacă am sacrificat, hai să mai sacrificăm și pentru oamenii care nu sunt toți întreprinzători, dar au dreptul la un locșor de parcare pentru mașina. Domn profesor, concret, la problema ridicată de telespectatorul nostru, concret, spuneți, nu se poate aplica acest proiect al primăriei în locul respectiv. În locul respectiv. Că dacă s-ar aplica, are și un mare tămbălău dacă între proprietari. Dacă dai 20 de locuri la 80 de persoane, înseamnă să bagi în discuție jocul la alba-neagră la mai mare. La licitație. Da, cine exact ce spuneam eu, domn profesor. Și atunci nu mai este în regulă. Pentru că rostul nu este să ne licităm și să ne omorâm între noi. Rostul este să facem puțină ordine și puțină lumină în oraș. Acum ați vorbit cu gura mea de mai devreme. Așa. Da? Ceea ce a spus, exact ceea ce susțineam și eu. Eu de la tine accept, dar și tu trebuie să accepți când îți dau câte una eu. Că... Da. Bun. Mergem mai departe. Mai luăm un telefon. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara. La ordinea zilei cu locurile de parcare. Ce facem pe unire la blocurile turn,
care suntem 40 de apartamente pe o scară și lățimea blocului este de 15 metri. Câte parcări poate să intre aici? Și vorbim de licitație. Domn profesor Costache are adevărat cea mai mare dreptate. Dacă nu, explicați ce înseamnă licitație față de închiriere. Că licitație înseamnă că eu, dacă a zis primăria că să închirieze cu 120 sau cât vine pe 120 de lei pe an, la licitație vine unul și plătește 500 și plătește 5 milioane. Nu, care dar bani? Poate să le ia pe toate după aceea, să ne le dea nouă. Și le ia pe toate, care bani? Da. Așa că nu-i cazul să vorbim de licitații. Nu. Eu știu că actualul primar este al PSD-ului, dar are vederi liberale. Dar să nu facă bani din piatră seacă. Să nu facă, că l-am înțeles că face economii și la becuri, face și la toate și a redresat în 3 luni primăria Buzăului. Dar hai să nu pe spinarea locatarilor. Deci, domnul meu, încă o dată, la dumneavoastră, la bloc, nu se poate aplica acest proiect al primăriei. Atunci ce vorbim? De ce nu vedem realitatea că în Buzău sunt spațiile exagerat de mici? S-au construit blocurile astea înghesuite, înalte. Nu sunt locuri de parcare suficiente. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Da. Iată, au venit și telespectatorii că sunt de partea mea. În Bulevardul Unirii și așa, prima bandă e ocupată numai cu parcări. Și acolo și tot nu e loc. Ordine. E locuri și în spate, și în față. Trebuie studiată problema în amănunt și la fața locului. Da. Există această problemă, domn profesor, în special unde sunt blocuri cu 8, 9, 10 nivele. Da? Sau niveluri, mai corect. Da. Aici este marea problemă. Să zic că la blocurile cu 4 niveluri se mai găsește așa pe în jur. Dar aici, unde blocul este înalt, tot spațiul respectiv de parcare. Domnule, în jur. Ăia dinainte de 89, obtuzi cum erau, tot au mai prevăzut locuri de parcare. După 89, dă-mi un local public, dă-mi o bancă, dă-mi un centru de afaceri care a fost aprobat, când s-a dat aprobări, și cu parcare. Da, să nu pot să vă dau. Altă reclamație a unui telespectator. Haideți să vedem și imaginile. Reclamă domnii respectiv că locuiesc într-un imobil, da? Între pomii respectiv de acolo. Este în bariera Ploiești imaginea asta de aici. Aici este benzinăria Petrom sau OMV. Da? Benzinăria OMV și un imobil acolo. Ce reclamă oamenii respectivi? Că în anumite zile ale săptămânii, da, poposesc cohorte de autobuze cu cohorte de turiști. Da? Astea vin de undeva din străinătate, da, cu turiști. Ăștia, normal, după atâta drum, opresc și ei undeva. Și opresc chiar în dreptul locuinței lor. Este și o parcare, zicem, acolo puțin amenajată. Așa e din vremuri de demult. Atunci când respectivii călători care vin din străinătate coboară aici, în parcarea respectivă, pe de-o parte că oamenii își fac nevoile, da, pe gardul lor. Iată, sunt fotografii aduse la redacția noastră de către domnii de acolo. Autocarele respective, iată, sunt din alea și cu un etaj, dacă văd eu bine. Mizerie și miros de urină și fecale. Spun oamenii, domnule, nu mai putem. Da? Vin din ce în ce mai multe astfel de autobuze cu cât mai mulți turiști. Iată, ce să... Sunt imagini cât se poate de sugestive. Oamenii respectivi au venit la noi la televiziune, că nu se pot duce ei direct la primar sau, mă rog, domnule, sau la celelalte instituții ale statului, ale orașului Buzău, ajutați-ne să ne scăpați de această problemă, pentru că nu mai putem trăi în aceste condiții, sau dacă trăim, o ducem foarte rău. Nu suntem deloc fericiți de această ipostază. Domn profesor, ce sfat de dați dumneavoastră cu experiența dumneavoastră? Ce se poate face în această situație? Am văzut și eu, așa cum ai văzut și tu și cum au văzut mulți, ce se întâmplă de-a lungul drumurilor în alte țări. Din loc în loc, parking cu toalete. Unele sunt la liber în Germania, altele în anumite zone sunt cu taxă. Dar întotdeauna foarte bine îngrijite și construite de așa manieră că au ajuns români și pe acolo și au pus mintea să spargă oglinzile și ca să nu mai poată să mai dea cu pantoful în oglindă din cauza că e foarte inteligent și vrea să-și arate că vine dintr-o țară
foarte civilizată și le distruge lor așa, au făcut oglinzile din inox. Ca să nu mai poate să le... Dacă a dat cu pantoful în ea, să vede o dungă acolo. Așa, bun. Au reușit alții. Pentru tot felul de oameni, de primitivi, de necivilizați, să facă totuși în așa fel încât să nu aștepte să ajungă autobuzul cu persoane într-o localitate să se așeze pe lângă garduri și pe lângă curtea oamenilor, ci să aibă asemenea că dacă aveai mai înainte grup sanitar bun, frumos, de-a lungul drumului, pe ăștia de aici îi amendai și făceai la bani cu șapca, așa transpirau toți polițiștii. Domn profesor, așa? Este lângă benzineria OMV, unde există grup sanitar. Mi-ai arătat o coloană de 10 autobuze și da. Benzineria OMV are un loc pentru bărbați și unul pentru femei. Câte zile trebuie să te aia la rând să ajungă acolo? Tu n-ai găsit soluția. Soluția trebuie să studieze cineva care este potențialul de trafic pe o anumită arteră și care sunt posibilitățile cele mai bune, igienico-sanitare și civilizate, de a soluționa astfel de probleme. Mai devreme sau mai târziu le se vor face, dar la noi se fac mai greu și mai târziu. Da. Concret, domn profesor, oamenilor ăstora, ce le spunem? Că ei vor o soluție acum. Oamenii vor soluția acum. Organul de ordine abilitat, chemat acolo și să dea la amenzi acolo până când oamenii ăștia... Care este organul abilitat care a trebuit să intervină? Dacă este în oraș și e de competența poliției locale, dacă este în afara orașului, că noi ați văzut că sunt anumite zone... E în oraș aici. Bun. Sunt anumite zone de interferență, chiar și în oraș, în care cele două poliții trebuie să coboare. Este vorba de oamenii de ordine pe care statul român, primăria Buzău, dar și noi toți, că e poliția națională, că e poliția locală, îi plătim să lase cetățenii să poată să trăiască liniștiți în curtea. Bun, de să vină polițiștii locali când vin autocarele astea și când îi prind pe aia că să dau jos din autocar, amenzi, să facă pipi sau caca lângă, amenzi la rând, domnule. Să le dea amendă. Sigur că da. Dar da, când au început amenziile, acolo e curat lună, cu salubritate, acolo ce e curat lună. Și când au început să vină primele autobuze să le facă mizeria la loc, tăiem la chitanțe până... Da, mai luăm un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Referitor la treaba asta cu autocarele, cu turiștii, cu străinii, se poate rezolva foarte simplu, domn. Înainte de intrare în oraș, că vine din Bara Ploiești spre Buzău, unde vine. Doamne, luați legătura și prins problema domnului primar. Se poate amenaja un loc de parcare pentru autocare, microbuze tot, cu WC-uri publice, cu toalete, cu tot. Înainte de a urca pe pod, domnule. Și mari inginerii și nu mai drăză pe nimeni. Luați legătura și spuneți problema. Domnule, acolo se poate face, domnule. Un loc de parcare, că Boșcodeală a zis că vinde acolo duze aia, pădurea de duze aia, așa, că face, că drege, că proprietate. Să facă, domnule, înainte de rău oraș de a urca pe pod. Da, din ce ziua noastră pare să fie problema destul de simplu de rezolvat. O mică, nu știu ce zic, capenea, ce vrea fiecare, să o dinzele la astea, nu pleacă. Am înțeles, da. Foarte, foarte ușor. Aveți foarte mare dreptate. Primăria poate să o încredințeze unui întreprinzător care face acolo și puncte de desfacere, nu numai toalete civilizate, și alte acte de comerț și o parcare ultramodernă. Da, numai să fim și noi stare pe aici, pe la Buzău. Că la domnule, fel... interesul ca să vină oamenii în Buzău ăsta să mai cumpere și ei un covric, să mai trăiască și alții pe aici, să nu murim de tot, interesul este ca să vină cât mai mulți, dar nu să se ducă pe lângă garduri. Da, corect. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Idee bună. Uite, mi-am și aminte că acum vreo 4 ani când am fost în niște orașe din străinătate cu autocarul, lăsam autocarul, nu eu, cel care conducea, șoferul, lăsa autocarul într-o parcare uriașă la marginea marelui oraș. După aia noi luam metrou, autobuzul, tramvaiul, acolo, dar erau. La noi în Buzău nu există așa ceva. Publicitate, revenim după câteva minute cu alte subiecte. Da, am revenit în direct foarte rapid câteva dintre mesajele dumneavoastră. Promit că o să încerc să le citesc mai pe toate, imediat mai luăm și un telefon în direct. Rog domnul care e pe fir să mai aibă puțin tică răbdare. La poarta dinspre strada Independenței în piața centrală, jumătate de poartă era închisă, iar în cealaltă jumătate chiloțăreală pe scaune. Deci înțeleg că s-a mutat chiloțăreala, s-a desfințat acolo și acum vine... În partea asta, înspre piață.
Parcă în oraș nu au voie autocarele, zice da. Cineva. Acestea trebuie să folosească centura și ăsta e un lucru, cred, adevărat. Deci ar putea să fie amendat și șoferii respectiv care intră cu autocarele. Bun. Alte mesaje din partea telespectatorilor. Operație reușită, pacientul mort. Cam așa trebuie privită problema parcărilor. Da, îmi place mesajul dumneavoastră. Alte mesaje. Micro 14. Există garaje care au o suprafață de cel puțin 10 metri pătrați. E normal a se vedea garajele de lângă grădiniță. Da, e o problemă și cu alea acum când se închiriază locurile de parcare. Nu, să vedem dacă au avut avize și dacă au avut avize pe 2000 de ani, pe 4000 de ani, sau... N-au avize. Cei care au garaje să plătească construcția și o taxă mai mare, deoarece îl ocupă 24 de ore, nu doar de la ora 16 până dimineața, cum îl ocupăm noi. Prioritate trebuie să aibă locatare din bloc și nu cei din alte orașe care vin eventual în vizită la noi. Da, și pe aia, ce le facem? Nu se pune problemă. Le zicem că vin, că dădea și altcineva un mesaj, domnule, vin copiii, domnule, de la București în weekend. Ce fac? Le zic, nu, domnule, voi lăsați mașina undeva pe câmp, la intrarea în Buzău. Nu se făcuseră parcarea și nu se face niciodată. Nici o delimitare, nici o numerotare, nici o atribuire. Nu se face nimica. Da. Și vin copiii, unde stau cu mașina? Pe spațiu verde. Tot acolo stau și când, după ce ai făcut un pic de ordine, ba mai mult, când ți-a plecat vecinul concediu, îți spune, vezi că e liber până în data de zi. Vin copiii acasă, e liber și la loc. Ai loc aici la mine, da. Și oamenii între ei, da, faceți treapta întâi, să dăm un exemplu, să vadă oamenii cum e și după aia vorbim. Da. Bună seara, sunteți în direct, spuneți, vă rog. Am rugămintea să fiți foarte scurt în intervenție. Da, alo, bună seara, domnul Auraș. Ziceți. Și domnului profesor. Stau în micro 14 și am o sugestie, dacă o fi bună, să o ia domnul președinte. Domnul primar, de la pădure, pe traseul 7, la Maxi Taxi, de ce nu se pune sens unic și o bandă din aia să facă exact cum a făcut, exact lângă pădure acolo. Și am avea locuri de parcare că nu are micro pe aici pe atâtea mașini. Și de ce spun asta? Dar pe ce stradă mai exact? La ce stradă vă referiți? Poftiți? La ce stradă vă referiți mai exact? Stadionului. Bulevardul Stadionului. Sau 1 decembrie. Cum îi spune, că e așa. Deci de la pădure, de la Baștan, mergem până la pădure și facem la dreapta, pe traseul 5. Lu Maxi Taxi 7. Așa, dacă facem pe sens unic, pe o parte din aia avem mașini, avem locuri de parcare... Se vor delimita. Și mai departe, în stația de unde oprește Maxi Taxi, în partea stângă unde e gunoiul, e o parcare atât de mare și sunt mașinile trase hai-hui. Dacă ar face parcări acolo, ar face semnalizare, ar face tot, am plătit și am avea toți. Nu avem mașini câte sunt acolo. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc frumos pentru intervenție și pentru propunere, domnul meu. Mergem mai departe cu problema polițiștilor locali. Foarte scurt, domn profesor. Un minut, dacă se poate. Pare să că a venit organigrama. Mai suplă cu 300 de locuri, da? Cele ale polițiștilor locali. Vă dați seama că oamenii ăștia trăiesc pentru o mare tensiune în aceste zile. Foarte probabil vor fi disponibilizați, unde dau mesaje unii dintre ei să nu glumim cumva pe seama lor, da? Uneori, poate cine știe, ne mai ia și pe noi gura pe dinainte aici la televizor. Întrebarea mea, domn profesor, ar fi ce sfat le dați acestora? Sunt unii care au 40-50 de ani, vor rămâne fără loc de muncă și le va fi greu să își găsească o altă slujbă. Domnule, nu poți să dai sfaturi când cineva a proiectat o schemă de personal probabil cu bună intenție, văzând ce îi se întâmplă cu desele plimbări, că s-a plimbat fostul primar
la Brașov de 100 de ori, la Pitești de 200 de ori, la Ploiești de 500 de ori, la peste tot pe unde a avut dosare și știind că până la urmă îi se înfundă într-un fel sau altul, a complicat lucrurile și le-a făcut de așa manieră și a angajat și a zmintit lucrurile de așa manieră încât dacă vine acum, dacă coboară Dumnezeu, așa, el nu mai poate să mai rezolve nici problema băncilor care nu mai vor să mai dea împrumuturi primăriei Buzău că e falimentară și nu mai dă nimeni niciun împrumut aici, nici aia din Tanzania care le-au dat până la urmă, nici trezorerea, nici nimeni. Ca să dai subvenții în continuare la încălzire sau să faci ce se mai facea. Nu mai ai resurse nici să mai angajezi, pentru că acum domnul Toma sau oricare venea după el, un Gheorghe, Stan, Vlad, eu, cineva, venea și spunea, domnule, de ce să nu mă dau eu bine cu oamenii ăștia, domnule? Câți sunt angajați în primărie? 900? Mai angajez și eu 9000. Câți sunt la Urbis? Câți sunt la, știu eu, bun, Ram? Bun, s-au făcut angajări în scop electoral, ca să-l voteze pe Bușcodeală. S-a încărcat schema, domnule, în 20 de ani, presiunile au fost mari. Ai și paluar, ai și cucutare, ai și cucutare. Revin cu întrebarea, domnul profesor. Așa. Ce sfat le dați acestor oameni? Ascultă-mă. Schema aia de care spui tu și organigrama la care se face referire vizează în primul rând personalul primăriei, funcționarii direcțiilor din primărie. Poliția locală este o unitate distinctă care a fost inițial gardienii publici și a venit cineva cu ideea ca să le dea mai multă autoritate, să le dea mai multă personalitate, să-i transforme în poliție, dar nu poliție națională, în poliția locală. Deși ei au rămas în principiu cu finanțare de la bugetul local, cam tot ca și gardienii publici. Deci la ora asta, unul care vrea să dea bine cu ei, dacă aș fi în locul lui Toma acum, aș angaja, cât sunt mă angajați acum? 500. Mă angajez 5000. Și după aia îmi plec. Spun, bă, luați-vă primăria. N-am. După ce angajez încă vă, așa, angajăm în continuare, tu nu vezi că nu se mai poate. Și fiecare săracul și-o vede pe-a lui că a ajuns greu acolo. Unii nu vor să spună, alții spun cum au ajuns. Și dau și nume. Și dau, avansează și cifre și sume. S-a ajuns la o criză care era de anticipat, care se manifestă și la nivel național. Dar vezi că îți spuneam că a fost ședință de guvern în care se spunea să vadă cum e cu birocrația și cu funcționarii. Și acum i s-a spus lui Cioloș, băi, ia-te-aș tu din gura acolo. Și așa suntem într-o groapă noi, liberalii, care așa susținem tehnocrații, de nu o să mai ieșim cu mai nimic la vot. Ia mai ta-și tu din gură s-o facă alții. Mai las-o două luni. Da, alte mesaje. Bun, nu ai cum să le dai soluții la oameni acum. Situația e foarte complicată. Ar trebui noi toți ăștia care... Mai vine o întrebare, domnule. Cine a susținut 20 de ani primăria care a funcționat în felul ăla, ar trebui să-l aducă în continuare pe fostul primar și să le rezolve el pe toate. Bun, sunt unii dintre polițiști locali care se gândesc să protesteze foarte sever, da? Sau, dimpotrivă, să accepte situația și să intre în șomaj. Sunt situații și situații. Tu ai discutat vreodată cu cineva avizat de acolo, de la poliția locală? Da, au venit, ai venit o delegație. Ți-a spus cu gura lor om care știe așa că există oameni care au abateri disciplinare, care au făcut, nu l-ai pus tu, nici eu. Da. Nu-i avem pe conștiință noi. Sunt și astfel de oameni. Au o grămadă de lucruri la activ. Despre ei ce poți să spui? Dar există probabil și oameni de problema mare și gravă este să nu plece din sistem oamenii adevărați, oamenii bine pregătiți, oamenii care au făcut serviciu cu devotament, care l-au făcut, s-au străduit să fie exemplari. Acolo este problema, să menții oamenii foarte buni. Cu tot respectul pentru domnul profesor Mircea Costache, dar proiectul primăriei în forma actuală nu poate fi aplicat, cel puțin la noi la bloc, ne scrie un alt telespectator. Din lipsa numărului suficient de parcare? Da. Dom'le, s-a putut în Cluj, oraș mult mai mare ca Buzău, de 4 ori. S-a putut în Brașov, s-a putut în Bucureștiul, Bucureștiului, s-a putut în toată țara. Nu știu dacă mai există un municipiu reședință de județ fără parcarea de reședință să încerce să o rezolve din punctul într-o oarecare măsură. Din punctul meu de vedere, nu sunt de acord. Și dacă vor închiria câțiva, restul ce facem? În bloc suntem 15 proprietari de mașini. Ascultă-mă acum, că vreau să-l lămuresc acum. Acum, în secunda asta, fără nicio parcare, fără nicio delimitare, același număr de mașini va fi și mâine după ce facem delimitări și atribuiri, ca să știe omul unde să tragă? Cineva fi în faza asta. Cu eu vorbesc de trecere în trepte, în treapta întâia, să spunem, da? Bun. Același număr de mașini este și acum. Acum unde stă? Unde stă acum? Alandala. O zi col, o zi col, o zi col, o zi col. Dar de ce? Nu. Acolo unde se poate,
la locușorul lui. Da. Bun, mergem mai departe. Următorul subiect este legat de ploile din ultimele zile. Ca să vedem cât de mult se poate transforma un banal pârâu, cum este Nișcovul. O să începem prezentându-vă o imagine, da, cu pârâul ăsta Nișcov care trece până Vernești. La un moment dat chiar pe sub DN10. Iată, asta este imaginea de astă vară, unde acest pârâu era secat. Nici nu mai exista, practic. Haideți să vedeți imagini filmate în această dimineață, da, cu pârâul Nișcov, da, care s-a umflat foarte tare și a inundat gospodăriile celor din jur. Ia uitați, domn profesor, ce transformare, nu? Aproape ai zice că e un Mureș, Oltu, în momentul de față. Au încercat localnice de acolo din Vernești, da, să ridice niscai cazemate împotriva furiei apelor, dar n-au reușit. Ia uitați cum s-a inundat, deci un banal pârâu. N-ai fi zis că se poate întâmpla așa ceva, chiar aici, aproape de noi, de Buzău, au fost inundate mai multe gospodării de acolo. Albia asta totuși e foarte veche. Câte mii de ani o avea? De ce o fi existat ea? Iată de aia. Ca să nu vină unii cu gunoaie și cu neglijență să o îngusteze și să o păstreze așa, bă, ea n-a fost de surda făcută acolo. Ea da. A fost la un moment dat, că la un an, că la doi, că la trei. Ce vrei tu să spui acum? Că, auleu, România îngheață când scade puțin temperatura. România se topește. Isterie. Că a venit vara. A venit vara. A venit toamna, au venit ploile de toamnă. Nu trebuia să gândească oamenii și la așa ceva? Ba da, e în firea lucrurilor până la urmă. Eu am vrut doar să prezint cât de tare se pot oamenii, se poate transforma. Că oamenii care vor să gândească și să administreze și comunele și orașele, trebuie să gândească din timp. După principiul ăla bătrânesc, iarna căruță și vara sanii. Bun. Un alt material, ultimul din această emisiune, legat de tot așa, de ploi și de faptul că călătorii de la Vadul Pașii, da, au pățit o zilele astea, au stat din nou în ploaie, întrucât la capătul liniei 5 și 1, dacă nu greșesc eu, nu există o banală stație cu copertină. Din nou ne-am interesat. Sunând încă o dată la primăria din Vadul Pașii, haideți să vedem răspunsul de astăzi al primarului de acolo. Da, mai durează nițel, îl zic eu răspunsul primarului. Într-o săptămână, maxim două, se va rezolva, zice domnul primar. E drept că promisiunea asta a mai fost făcută și în urmă cu o lună, dar poate de data asta se va duce la îndeplinire. Cel care o va face să asigure, să o dea și în grijă, într-un fel sau altul, cuiva. Pentru că ea va dispărea rapid. Că altfel era făcută până acum, dacă nu era teama că ele vor fi descompletate și furate. Da. Și dacă mă ajută colegul meu, Alex, pe final de emisiune, mai vreau și eu acea imagine când era o dragoste foarte mare între domnul Toma și domnul Neagu, imediat după alegerile, după 10 iunie, 10 iunie, alegerile locale, atunci când domnul Toma fusese înscăunat. Astea sunt imaginele. Și acum este și mai frumos. Da? Dragoste mare la momentul respectiv între domnul Toma și domnul Neagu, numai că lucrurile s-au deteriorat. Răstimp și între timp domnul Toma zice ceva de grupuri mafiote în defavoarea intereselor buzoienilor și așa mai departe. Da, după alegeri, doi înși au fost învingători. Unul a câștigat primăria municipiului Buzău și celălalt președinția Consiliului Județean. Aveau tot dreptul, în momentul acela, să-și manifeste satisfacția că au reușit. Bun, acum, tu te uiți retroactiv, așa, în urmă.
încearcă să anticipeze viitoarele pupături. Pe 11 decembrie, noaptea, vor fi pupături între Ciolacu, primii 4 după lista de la deputați sau 5, primii 1 sau 2 după lista de la senatori, care cu voturile PSD-ului vor ajunge în Parlament, și vor fi alte pupături. Pupăturile de 11 decembrie. Astea au fost de în 10 iunie. Vor mai exista pupături din nou pe 11 decembrie și între domnul Toma și domnul Neagu? Sau se vor evita Nu mai e miza lor. Ei nu candidează nici la Senat, nici la Camera Deputaților. Ei sunt primar și președinte de Consiliul Județean. Au trecut pupăturile. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul profesor. Încerc scuze telespectatorilor, n-am putut să citim toate mesajele, le reportez pentru emisiunea de mâine. Mai aveam și alte subiecte, dar nu mai e timp. Rămâneți pe TV Buzău, urmează jurnalul. Până mâine, eu vă spun la revedere!